CSM Târgoviște a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 3-1 pe sferturi 23-25, 26-24, 25-20, 25-22 în returul sferturilor de finală ale Cupei României la volei feminin. Dar, din păcate, a ratat calificarea în faza superioară a competiției după ce scorul din partida tur a fost favorabil dinamovistelor 3-0. În continuare, trupa lui Dragan Neșic își va concentra eforturile pe campionat sâmbătă la Craiova și miercurea viitoare în etapa intermediară cu Știința Bacău, meci ce se va disputa în sala sporturilor din Târgoviște.